căsuță între munți. Zăpadă. Și apoi îl văd pe el. Nu știu cine e, dar parcă-l cunosc de viață. Mi spune ce ai face dacă ai ști că mai ai de trăit doar o zi. Nimeni nu știe să-mi explice ce înseamnă. Ok, hai că am de învățat. Păi după aia mă bag la somn că mâine am examen. Bă, apropo, vezi că mâine rămân la tine peste noapte, că ai mei sunt plecați. Ce-ai face dacă știi că mai ai de trăit doar o zi? Toate trec. Și noi, odată cu toate, omul face planuri pentru următorii ani. Dar uite că nu știe câte zile mai are. Soarele răsare, dar la vremea hotărâtă apune. Știe că trebuie să plece. Iar ea își aduce înghețul, stă pentru o vreme și pleacă. Dar omul are tendință să uite că trece. Și totuși, la vremea hotărâtă, pleacă. Alo? Ce ai? Am avut un vis. Era un om în cimitir și m-a întrebat ce-și face dacă își mai avea doar o zi de trăit. Doar un vis. Nu cred că e doar un vis. Că mi se întâmplă tot timpul. Și dacă chiar am avea o zi de trăit, ce ai face? Ce să fac? Ești pregătit? Ești gata? Pregătit pentru ce? Pentru ce? De ce urmează? Ce urmează? Nu urmează nimic. Și dacă totuși urmează ceva? Da, lasă asta. Nu crezi că ești puțin cam religios? Are credință?
nu înseamnă religios. Eu cred și atât. Așteaptă aici. Știi că relațiile cu ceilalți sunt bune. Și e important să te gândești la cum ai trăit. Am un prieten. Ar trebui să vorbești cu el. Vreau să... Cred că te-ar ajuta. Și am plecat. Tu mai agita asta. Stai liniștit. Nu toată lumea e cum crezi tu. Stai liniștit pe toate. Vreau să știu despre vis. Atât. Da, da. Știi că nu-mi plac preoții. Nu-i chiar preot. O să-ți placă. Ce-i? Ai tu ceva să zici? Ce întrebare e asta? Păi zi, ai visat sau nu? Dar ce te interesează pe tine ce visez eu? Bă, ai dat o dată în mine și chiar poți să fiu ultima ta zi. Unde sunt? Visezi.
Cum adică visez? Da, visez. Visele vin din mulțimea gândurilor sau de la Dumnezeu. În cazul tău, din ambele părți. Vrei să zici că nimic din toate astea nu e real? Ești într-o treaptă a conștiinței tale, care cuprinde gânduri confuze. Sau care nu sunt în centrul atenției tale, până devin clare. Stai că m-ai pierdut. Și Manu, am fost la căsătura mea? Manu e cel mai bun prieten al tău, nu? Da, și? El e credincios, are influența asupra ta. De-aia îl visezi. Doar un vis. Și ce treabă am eu cu tine? Nu știu. Tu să-mi zici. Cum să zic eu? Care-i numele tău? Altădată eram un împărat puternic, de neînvins. Ce s-a întâmplat? Păi, ia să vedem. Minciună, furt, curvie, ignoranță, violență, aroganță, egoism și multe altele. Cu alte cuvinte, o mândrie de neoprit. Problema ta e că tot ce bagi în mintea ta, care de fapt e inima ta, îți omoară sufletul. Aici apar eu. Conștiința. Conștiința este bariera, dacă vrei, dintre bine și rău. Atunci când conștiința te mustră pentru o acțiune pe care ai făcut-o, începi să ai regrete, remușcări. Conștiința e acel sentiment care te face responsabil. Cu cât ții mai puțin cont de aceste mustrări ale conștiinței, cu atât mai mult devii indiferent, mai egoist, mai insensibil. Cu alte cuvinte, sufletul moare. E ca și cum conștiința n-ar mai exista. Deci, sunt aici să te avertizez. Sufletul tău moare. De asta visezi. Deci pentru asta erau trandafiri. Zici că moară și dacă nu crede în Dumnezeu, ce se întâmplă? Dacă nu e nimic din toate astea, rămâi cu un caracter mai bun, mai pașnic. Dar dacă e ceva și tu ales să nu-ți pese, practic, îți pierzi sufletul. Pierzi tot. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, fie că recunosc, fie că neagă. Oricum, credința în Dumnezeu îți asigură liniștea sufletească. Nu te face mai rău. Ar trebui să te trezești. Teo. Hai bă, că te-o sună maică ta. Să mergi la școală. Thank you.
Thank you.